Ștefania, așa cum au botezat-o cadrele medicale pe fetița abandonată la gunoi, va intra în rândul lumii. Autoritățile locale au demarat deja procedurile pentru eliberarea certificatului medical. Potrivit directorului adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Ninela Gruia, este o problemă de timp până când bebelușul va deveni cetățean al municipiului Târgu Jiu. Ștefania este bine, crește, e o frumoasă și în acest moment noi am depus deja dosarul pentru înregistrarea administrativă a nașterii la primăria municipiului Târgu Jiu, căruia trebuie în completare de la Inspectoratul de Poliție să obținem expertiza medico-legală cu data probabilă a nașterii, după care ea va deveni cetățean al României. Pentru că stabilirea numelui revine primăriei municipiului Târgu Jiu, edilul orașului nu a mai stat pe gânduri și a decis cum o va chema pe micuță. În calitate de părinte, în calitate de om și de primar, nu mi-aș fi dorit să întâlnesc cu un asemenea caz și nici nu doresc să mai întâlnesc de acum încolo, dar fiind primar al orașului, trebuie să găsim soluții să rezolvăm problema și fără să supărăm alte persoane, alte nume, mergem direct pe numele de Cârciumaru. Iar planurile primarului Florin Cârciumaru nu se opresc aici. Dacă vom fi sănătoși și vom avea posibilități, mă bucur ca și mai departe să mergem, să o botezăm, să găsim și un naș, să găsim și un moș și să stabilim lucrurile așa cum trebuie pentru intrare într-o normalitate pentru micuța Ștefania. Edilul mai spune că este prima dată când se confruntă cu o asemenea situație, dar este bucuros că poate schimba într-un fel destinul micuței Ștefania.